noastră. Este o sărbătoare pozitivă, o sărbătoare pe care de fiecare dată o întâmpinăm cu brațele deschise. Suntem aici la un spectacol organizat de Primăria Municipiului Alexandria pentru cei mai mici dintre noi prezenți aici și pentru cei mai mari, de ce nu? Încă de la început, primarul Municipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin, își cere scuze, n-a mai putut ajunge, este într-o ședință care, din păcate, s-a prelungit. Vă transmite însă vouă copiilor să fiți fericiți, sănătoși, voioși, voinici. Pentru început, în scenă, în fața dumneavoastră, Asociația Dă-i o șansă. Asociația Dă-i o șansă este destinată persoanelor cu sindromul Down și alte dizabilități. Președinte, doamna Elena Tănase. Sunt aici și v-au pregătit poezii de Mihai Eminescu și mai multe cântece. Este un tărâm magic. Nu știm și unde începe, dar nu știm când și unde se termină. Copilăria e o lume fermecată, duioasă, dulce, lină, în care oricine se poate întâmpina. Este o vârstă la care suntem cel mai aproape de Dumnezeu și de toate tainele existenței. Copilăria este singurul moment al vieții în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem și râdem în aceea zi, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente, în care suntem singuri și totodată cu toată lumea. Când începe și când se termină copilăria? Nu știm. Tinerii și copiii de la Asociația Dă-i o șansă pentru sindromul Down, autism și alte disabilități vă vor prezenta un moment artistic cu poezii de Mihai Eminescu, o horă și o melodie de muzică populară. Am ales pentru ei Eminescu pentru că este poetul nostru național. Și Eminescu nu captează exclusiv un segment de public, ci toată suflarea cititoare din toate mediile sociale. Nacul, nacul codul, nacul codul albastru, nu fel în cacă, treci în cecuri albe, eu tâng opacă și eu tâng de unde marul facă ascult, pacă de aștept. Iar din stăci în seara seara, să ne calonim la pep, dar nu vine sătuatic în zadar și-o spirit și șofer. Lângă lacul cer albastru, încălca flori de nufăr. În steaua? Steaua. Steaua. Care a răsărit. A răsărit. E o cale. Cu cale. Atât de lungă. A la luptă. Pe mii de ani. Al băian. I-au îndreptit. A bolit. Luminii. Luminii. Că s-o jungă. A ne jungă. Atât de mult. A ne mult. S-a stins. A dus la drum. În depărtări. A ne plătei. Albastră. Albastră. Iar raza ei. A ne înscărei. Abia acum, acum, luci, vederii noastre. Vederii noastre. Irina. De ce nu vii? De ce vin? Vezi? Rândunelele. Ele. Se duc. Și scuturi. Scuturi. Frunzele. De nuc. De nuc. S-așează. S-așează. Bruma. Bumbă. Peste vii. Peste vii. De ce nu vii? Nu-i vii. De ce nu vii? De ce nu vii? O vino. Vino. Iar. Iară. În al meu braț. În
rămbaci. Să te privești. Să te rămbești. Cu mult neșant. Neșantă. Să auzim. Zorgi. Dulce. Dulce. Capul meu. Capul meu. De sânul tău. Sânul tău. De sânul tău. Sânul tău. Tău. Și încet să te apropii. Și dacă stele și zicată cere, bat în geam, geam adâncul, adicul, luminindu-i, luminindu-i, e ca durerea, e ca durerea mea, lau, cu pat, însă din gândul, gâtul, și dacă nori, nori deși se de duc, tăcut, de iasă, de iasă, duci luna, luna, e ca aminte, aminte să-mi aduc, să aduc de tine, de tine întotdeauna. Întotdeauna. Arăbdare. De cel, da bine, lasă așa. Cetelege de Mihai Eminescu. Cetelege codurile, fără ploaie, fără vânt, cu creșterile la pământ. De ce nu m-aș legăna? Lasă-mă puțin, șefa. Dacă trece femeia mea, ziua caldă, oaptea creste, și gunoiul mir lenenește, bate vântul, pulsa îl ducă, că trăiecii mea lungă, bate vântul s-o ducă, că trăiecii mea lungă, bate vântul s-o parte, iar aici, văd aici, departe, și de ce să nu mai plec, dacă pe acele plec, către butică. Sara pe deal, buciu mă sună cu jale, jale, turmele urc, stelele le scapă în cale, apele plâng, clar, izvorând din fătâne, sub un salcâm, dragă mă aștept, tu pe mine. Luna pe cer trece așa, sfântă ci clară, ochii tăi mari caută frunza cea rară. Stelele în nas cumesc pe volta senină, pieptul de dur, fruntea de gândui se plină, norii curg, raza lor fire de spică, treci în evechi, casele luna ridică. Scărse văd cu vâna de la fătână, valea în fum, ploire mă o răstână. Cemoroace, pățăiere, cemoroace, pățăiere, ai cuvânt, se adună, se adună moele, mă pe bună. Doar divaiele, ciupină, când, cotu, negu, tate, domn, florile, cătină, domn, tate. Ce fui? Trece? Ce luna? Luna? Codul? Mate? Frunza? Dintre? Dintre? Amui? Ari? Ari? Melancoli? Melancoli? Onul sună? Mai departe? Mai departe! Mai departe! Mai departe! Mai încet! Mai... 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 Încet! Tot mai încet! Mai încet! Îndulcit! Îndulcit! Udor! Udor! Mai
La mijloc de cotru, de Mihai Eminescu. La mijloc de cotru des, toate păsările ies. Din Buceac de Aluniș, la voioșul Luminiș. Luminiș de lângă baltă, care trece ea înaltă. Legănându-se din unde, în adâncul ce pătrunde. Și de lună și de soare, și de păsări cărătoare. Și de lună și de tele, și de bor de rândurele. Și de tipul dragii mele. Cătălin Mihai vă va interpreta o melodie a regretatului Liviu Vasilică. Omule cu cai bun mai, hai să facem târgul mai, că și caii mei sunt bun mai, dar sunt și caii mei sunt buni mai, dar sunt obor și de drum mai. Hai, hai cu trăsioara, până de an la mărioara, calul merge la pas și-apoi face topar. Hai, hai cu trăsioara, până de an la mărioara, calul merge la pas și-apoi face topar. Ce ne drag pe lumea ta, calul mă călătorește, pușca de hoț mă păzește, pușca de hoț mă păzește, iar nevata mă iubește. Hai, hai cu trăsioara, până de-ar la mărioara, calul merge la pat și-apoi face popat. Hai, hai cu trăsioara, până de-ar la mărioara, calul merge la pat și-apoi face păpar. Murgulesc, murgulesc căluțul meu mai, murgulesc, murgulesc căluțul meu mai, ce teaba, ce teaba sunt drum mereu, murgulesc căluțul meu. Hai, hai cu trăstioara, plânge la mărioara, calul merge la pat și-apoi face păpar. Hai, hai cu la mărioara, calul merge la pat și-apoi facem popar. Nu-mi e greu, nu-mi e greu trușorul său mai, nu-mi e greu, nu-mi e greu trușorul său mai, dar mi-e greu, dar mi-e greu năravul său, plăcăiaște pânul meu. Hai, hai cu trăstioara, plângeam la mărioara, calul merge la pat și-apoi facem popar. Și-apoi face copaj. Vă mulțumim! Următorii copiilor care vor urca pe această scenă. În continuare, în fața dumneavoastră, vor veni elevii Școlii Generale Mihai Viteazu. V-au pregătit scenete, Curățica și Minciunel, interpretate de elevii clasei a 3-a B și muzică clasică interpretată la vioară și orgă de către elevii Școlii Generale Mihai Viteazu. Între timp, se pregătesc și copiii grădiniței numărul 3.